Am venit la Petre. Da, noroc bun. Noroc bun. Noroc bun, mineresc. Noroc bun. Mulțumim. Noroc bun, mineresc. Noroc bun. Frank. Of, v-a plăcut? Mina. Da. Și? Foarte asta frumos. Asta e munca de miner. Aici se extrage cărbunele din subteran. Da? Păi munca da. Greu. Foarte greu. Aici am muncit 26 de ani. 26 de ani? Da. Acum să mergem să vedem și ceva tradițional la Muzeul Momârlanului. Bravo. Acolo. Și mâncăm ceva după? Mâncăm, bineînțeles. Mâncăm. Mâncăm, bem o pălincă bună. Do they have a museum? Do they have a museum? Yes, we'll go to see the museum. After you let drink a palinka. Okay, look at this fog, eh? Dust. Let's go, mergem? Haideți, ule. Ale. Dupa. So, Sam, do you know where we are? Yes. Oh, a delegation? Yes, they wait for us, look. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Mulțumim foarte mult! Vă așteptăm cu drag! La noi se primește cu pâine și sare și cu o gură de... De? Șnaps, de pălincă. La mine asta e apa de suflet. Pâinea e bogăția. Da. Și sarea e bogăția pământului. Ok. Da. Tell them they're looking really great. It's just tradition. El m-a zis că voi arata incredibil de frumos. Asta e portul la noi. Asta e tradiția, de aici. Da, de aici, de loc. Tradițional. Tradițional. Poftiți la noi. Look, te fur un cu mult drag. Te ajut. Nu? Nu? Poftiți! Nu? Ca să... Încă o dată să... Aici e casa vostru. Da, acolo și asta e pentru cazare, pentru... A, vin oameni aici? Da, încerc să promovăm zona. Dar cu pași mărunți, e foarte greu. Puțin privitori știu probabil că momârlanii sunt locuitori ai Văii Jiului. Depresiunea înconjurată de munții Șureanu, Parâng, Vâlcan și Retezat, străbătută de cele două jiuri, de est sau ardelean și de vest sau românesc. Ei au format o comunitate de o rară stabilitate și trăinicie în timp, care a rămas până în ultima vreme foarte puțin cunoscută. Termenul momârlan are o istorie îndelungată. Băștinașii în vârstă susțin că el ar veni de la momârlele, momâi, oameni de piatră, ridicate pe culmile de munte pentru închinăciune și pentru orientare. So Sam, what is this all about now today? Now we will cook the chip. Okay. Because this is the speciality here. Okay. Asta le tăiam așa mic, mă rog. Fabian, da, și tu, ce facem cu asta după? Punem la fiert. Carne la fiert. Ah, okay. Sam, how many times he did this recipe already? El m-a întrebat de câte ori a făcut tu rosea de asta. De mult. De mult. A lot of time. De copil, okay. De când erau copii. When he was kid. Ok, already then. Okay. Yes. And he learned it from his grandfather? De la tata, la bunica. La bunici, de la părinți. From the family, from the grandfather. Am ajutat și noi pe ei și ei... And women can't cook. It's not allowed. Tradition. Și asta, bărbat gătește asta tot timpul? Nu mai bărbat. Only the guy. La noi numai bărbat. Și ce faci, fete? Fetele, ele cu atâta vorbesc, spală vasele după ce gătim noi și după ce se mănâncă. The women, they only speak, they clean, and that's all. But this is a recipe for special occasions, like... Dar asta e un rosetă, de ce, pentru Crăciun, cu asta îl faci tot timpul? Nu, pentru sărbători? Nu, pentru sărbătorile. Praznice, bisericilor, for something special. La mormântări. Mai de mult pe timpuri se făcea și la nunți. And it was very hard because from here he go to work, he go to take care of the animals, he come back here. This is was their life. Okay, okay, yeah. Okay, 26 years. Yeah, that's you can lot. Imagine? Yeah. But he looks quite healthy. Yes, I'm very impressed. Yes. Bon, donc acum e gata. Da. Și ce facem? Deci acum se bagă la se bagăm asta, nu? Nu, se ce bagă. Facem? Hai să băgăm condimente. Ok, la fiert. La fiert, ceapa, bagam ceapa și carnea odată. Și tot odată. Da. Ok. Băgăm carnea așa. Ale. The name of the recipe. I didn't know. El m-a întrebat cum se numește asta, roset. Care, ceapa? Nu. Asta ce facem noi acum, cum se numesc? Ciorbă de oaie. Ciorbă de oaie. Eu abia aștept să gust. Ok. Și voi bagați so, altceva aici? Da. La final, bagam borci, ceva? Nu. Nu se bagă nimica. Nimic? Asta e tradițional. Fără leuștean, fără nimic? Fără. La noi asta e specificul nostru momârlănesc. Dun carne, foi de dafin, cimbru, sare și piper și ceapă. Da. Da, mai sunt mici amănunte care... Secretele bucătarilor care spune ce dat.
this is the maïs porum. Okay. Dar de broken, macinat. De broken. After we put here to boil. Like polenta. But it will not be the same. After they put butter, cheese also inside. Și asta unde băgăm? La ciorbă? Da, da. Și cu ce amestecăm? Cu nimic? Cu un pic de apă rece. Avem apă rece? Este, aduce acum. Tomato? Mhm. Pune aici toate. Pune tot. And this is a polenta, then? Polenta? Polenta. Se numește păsat. Mm? Tot cu specific mămânlănez. Mm? Asta numai la noi aici se face, nu se face în altă parte. That didn't know that the minors can cook, but they are proud to be a chef as well, and only the boys are back on the fire. Sale? No? Sale di mare? No? No. Water, oil only. Because after they don't put salt, because how to say, the cheese will have an oil. Se fierbe două ore și un pic. Două ore se fierbe? Da. Una într-una trebuie mestecată. They have to boil 2 hours, mister. Ok. Can I? No. It's a secret. We're all together. Okay. Ready? All right. Yes. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu? Numai. Nu se scoasă prostii? Am vrut să fie frumos pe capăt. Stai să vă spun de ce. Am băgat ceapa și să acum se ia, dacă luați, ceapa era să mustu. Nu te laud? Nu. Deci după condimente ce încep să bagi în ea, nu se mai... După cum poate că deja v-ați dat seama, la Momârlani treburile sunt rânduite de sute de ani. Așa că, fără nicio reținere, șefii noștri cu stele Michelin și articole întinse pe zeci de pagini de specialitate sunt ușor apostrofați și primesc lecții simple și tranșante despre cum se face. Nu e loc de întors și nici de improvizații. Boys, what are you doing here? Lasă sus. Și eu am greșit. N-are nimic. A, așa, ține de asta. Am luat apa de suflet. Ok. Dar asta e vechi? Da. Cât are? Vreo 5 ani. This one have 5 years. Ok. Are nevoie de ceva? Mai are nevoie de sare? Și un pic de timp. Și un pic de timp, un pic de timp ca să fiarbă. No, șef, hai să reparăm ce am stricat. Ce am stricat? Bravo, hai. La partea 2. Când durează 2 ore să învârți într-un cazan, trebuie găsite metode prin care timpul să treacă mai ușor și mai plăcut. Pentru asta, Dumnezeu a umplut curțile momârlanilor cu pruni. And then we know a story. Elada de zestre. 10 oi, 2 vaci. Pentru o fată? Da. Translate, please. Și bărbatul, casa. Voi aveți foarte mulți copii? Nu, aici la noi, în Valea Jului, nu. Nu sunt foarte mulți copii. 1, 2, 3.
Trei maxime. Se evită ca să nu ajungă săraci, știți? Atunci când voi eu am atâta. Mai bine una. Nu se fac să-l ajut cu casa. They all work in the mine? All? Nu. No. Și copiii vostru lucrează jos la mine? Nu. A meu, da. Da, asta costume, e... Costume, 110 ani. Asta e, they have more than 100 years. Ah, okay, okay. Wow. Yes. Lovely, Dana. Lovely. Și asta de ce e așa decolorată? Asta e steagul de nașterea Domnului, merge din casă în casă și anunță nașterea. Cât timp șefii noștri iau lecții etnografice și psicografice, adevărații bucătari aruncă în mălaiul pus la fiert calupuri întregi de unt și o grămadă de smântână. Ca să fie... Totul se transformă ușor-ușor într-un soi de clacă, în care se mai lucrează, se mai dea până niște amintiri, se mai pune țara la cale și fără doar și poate se face și ceva politică. Acum fermăm brânza pentru pasat. Numai brânză de oaie. Brânză de oaie atât. Brânză de oaie sărată, da. Și el ce face acolo pentru el ceasă? Face... Pentru ciorbă, nu? Da, pentru ciorbă, un pic de boiauă, pentru aspect și culoare și gust. Se iasă... Pune. Păi ba, se iasă asta bună. Bagă ca lumea aici. Pune. Da, se bagă vreo 7-8 kg de brânză. Da? Da, da. Ca să iasă... Iane, hai să... Se iasă foarte bună. Să băgăm aceea așa. Așa. It's like a feta cheese, huh? Cheese. Cheese. De oaie. Yeah. Brânză. 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 Brânză sărată. Mmm, muy bună, muy bună. Mai trebuie, mai trebuie piardă, sare. Mai trebuie. Perfecto, huh? Au, și ceva, banii ăștia nu au nicio valoare dacă n-ai un pic de dragoste, dacă n-ai un pic de iubire, dacă n-ai un pic de libertate. Ce este libertate la tine? Ce înseamnă libertate la mine? Adică, uite, dacă eu acum vreau să mă duc la vârful muntelui, mă duc până la vârful muntelui. Libertate înseamnă ce vedeți dumneavoastră aici. Asta e libertate. Libertate? Nu trebuie să, cum să zic, să... Vine cineva să zică, asta faci, asta faci, asta faci. Nu, nu la mine asta s-a terminat. Dictatura de asta mie nu place. La mine s-a tăiat. Dacă locuiți în București, s-a terminat, într-adevăr. Ce facem acum? Facem îngrușala pentru ciorbă. Da? Un pic de făină cu apă. Da. Și se pune în ciorbă. Donc voi muncesc 2, 3, 4, 5 ore și fete sunt mai deștept că noi, vin la final și le faci frumos. Eu nu? După aia trec la joc, se joacă. Atât noi doi. Ok, deja. Bun. Se duce hai, la locul faptei. Și acum bag brânza? Da. Brânza? Și acum bag brânza? Da, se pune okay. Brânza acum. Da, dai tu? Da, da. Ale. Da. A, acum e altă... Altă treabă. Da? De treabă. Cum ai spus gata? Why are they not doing this on the fire? Because if they put in the fire to be like this, they don't want to be elastic. They just want to cook. Okay. To have the taste of this ask. One. Have you tried? No, smell. Yeah. It's like sometimes you make pasta with cheese. Ce vrei, doamna? Behind you, son. There's a... Nu mai trebuie. De ce? Nu e gata? Am greșit? Ok. Nu, e perfect. E perfect? L-am făcut bine? Da. Meserie. N-ai gustă-l. E nota 4. Cu felicitări. Eu am făcut nota 4? Vrei bătaie acum? E jos, nu faci. Rest, nu mai trebuie nimic, e numai bunche, magala. La noi se spune baj la Ramazan.
Ramazan? Trebuie să băgăm la Ramazan. Până la ce zice Ramazan? Adică stomac. Vi puțin de stomac. Ramazan. Ok. Ramazan. Mă mâdla, mă mâdlănaș, nici în casă să nu laș. Că sparge căldările și țucă muierile. Și bine ați venit la noi! Doamne ajută! Doamne ajută la mulți ani! Și vă mai așteptăm! A gătit pentru noi foarte gustos, dar niciodată acolo am auzit cineva se plânge. Despre munca, despre... Toată lumea fericită, îmbrăcat frumos, vorbești frumos, da, și gătit, wow, cu respect, și pentru mine asta e ce vrei mai mult. And it was done with lots of love and it's done with lots of tradition. And done with lots of history, so I was impressed of the cooking class I had at the miners. I'm impressed. It was the best soup for this trip. Iar ce a zis, a fost cea mai bună ciorbă. Yeah, and the most good-looking women for this trip. Are și vrăjeal. Oh, yeah. Asta e, nu știu cum. El a zis, yeah, a fost cea mai frumos fete cu asta. Dar tu știu ce a fost foarte important? Că noi a fost primit incredibil. Unde este aici e foarte frumos. Vreme a fost frumos. Noi am șeruit cu oameni, a fost un experience wow. Se poate că am băut un pic, dar asta nu a interesat nimeni. A fost un moment incredibil. Can you cook the same soup? El m-a întrebat dacă tu poți să faci sup la fel, o, dacă faci asta. Fac ciorba la fel? Da. Nu. But general, the guy only did this one. Numai bărbații. So we have to say goodbye because we have to continue our journey. Okay. We have a lot to do still. He said we have to say la revedere because we have to go to... This is... Goodbye. Yes. Okay? But I think it's... Thank you very much. Yes. Mulțumesc. Today, me what I want to make. It's like when we was to the miner, you know? At the miners, yeah. Yes. Yeah. It was for me an amazing experience because there were so nice people. Mm-hmm. And you can imagine how they was their job. Yeah. Fuck. What do you think, put in the 3 hours like this? Yes. Like the gondolier in Italy. If you are only one guy, yeah. Well, you are. Yeah. You need to make party with your friend. That's right. And the soup was just massive. Yes. It's so big. The alors, post. Look, okay. May I do? Lamb. Okay. Yes. You just cook the knuckles, yeah? The lamb, yes, knuckles, okay? Little bit of potatoes. Yes. How to say? Yeah. And lots of carrots. Okay. Onion and celery. Yeah. Okay. We will start with the vegetable. After we put the meat. It was easy, but it was a long time. It took 3 hours or 4 hours. Yeah, but you can imagine they make more than 60 liters, mister. I know. Yeah. Look, if you want, you can put directly. Of course. For me, this celery, it's one of my favorite vegetables, about the taste. You need some onions, of course? Yes. Okay, I'll cut some onions. I will. Garlic? Yes, also. In Germany it's different, not the men are not cooking because they're not able to, they can't. Why? Mostly all the women. Maybe the new modern families, but in earlier days, the women were cooking. Okay, I add potatoes. Look. Can I look for them? Okay. Well, it already smells nice, huh? Yes. You add some herbs like thyme? In the final. Cimbru. I just want to cook slowly. Okay, that's right. You know, it just takes 3 hours if we're in a hurry. You can't be a chef. If you're in a hurry, you can't be a chef. You always have to have time and but you know, the products and all this. Can I be honest? In time, yes. I learn. Of course, yeah. To don't go. Because yeah, when I was young, I won't. Now, okay. Now. But yeah, now. And only when you have a service, you have to be really quick, then, yes. Like a look, rocket, okay? Look, I don't want to have the coloration of this one. You need some wine? I will put. Okay. Now, look. Can I give you some?
Oh, yeah. It looks already nice to me. Chef, some wine. Not too much. You put it in the oven or you just leave it on the side? No, I will cook here, slowly. Okay. So we have to wait anyway, 2 hours at least. Yeah? Yes. And then you braise it for 3 hours. Until the meat is cooked. Okay, what was in the soup? They had only water, they had lamb, and that's it. And yes. They have thyme at the end, timbrel, yes. Celery, yes. Onions. Look, Frank. Yes, I'm as... Me, I always cook with the bones. It's better. It's much more tasty. Maybe a bit of... It's my recipe. I want to put them back a little bit. Okay. The soup of the miners was a bit dark, more brown. Mm-hmm. Before, I put also lemon juice. Okay. Chorba. Okay, this looks nice, huh? Sam? Allez, enjoy. Super to the miners. Perfect.